Bună ziua! Astăzi avem un eveniment jurnalistic. Am reușit să ajungem la Chișinău. Suntem într-o sală foarte frumoasă, Biblioteca Municipală a orașului Chișinău, BPHD, și așa avem niște invitații surpriză. Am reușit să-i aducem în această emisiune pe doi dintre grupuri din grupul Ilașu. Am putea numi noi, la momentul respectiv am vorbit despre martiri, dar din păcate în ultima perioadă s-a cam denaturat acest termen și atunci încercăm să stabilim un dialog cu niște oameni normali care au trăit niște vremuri groaznice. Este vorba de doi dintre cei care au fost băgați în pușcăriile rusești din Transnistria pentru simplu fapt că erau români. Bună ziua, bine ați venit, domnul Alexandru Leșco și domnul Tudor Popa. Bună ziua, bine v-am găsit. Ne puteți spune așa câteva lucruri? Ce s-a întâmplat atunci? Cum a pornit acest război absurd? Noi considerăm, dincolo de Prut, că acela a fost un război absurd și victimei, bineînțeles, că au fost românii din Transnistria. Ce părere aveți, domnul Leșco? Cam toate războaiele care le încep Rusia sunt absurde. Vedeți ce se întâmplă acum în Ucraina și e păcat. Adică, bine, noi mai avem niște amintiri că în anii aia, în 92, când s-au întâmplat, ucrainenii cam erau de partea rușilor atunci, dar bine, asta e așa, dar pentru când arde casa vecinului, nu. Și acum acest sprijinul. De datorii, da, și acum, mă rog. Au ajuns și în acea situație. Au ajuns, dar ne pare rău că au ajuns în aceeași situație. Adică nu ne bucuream de faptul ăsta. Mă rog, toate războaiele sunt absurde până la urmă. Toate se termină și cu pace. Să vedem ce se termine asta cu părerea de rău ăla din Transnistria. S-a oprit așa cam nu după scenariul pe care ne-l doream, știți? Da, dar cum a pornit? Ce s-a întâmplat? În acele vremuri. Cum era, s-a început mișcarea asta de mișcare națională cam în toate fostele republici ale fostei Uniuni Sovietice. Și Moscova a reacționat, adică peste tot. Știți că țările baltice au fost și decedați, au fost și la noi. Adică s-a început mișcarea asta națională. Se făceau mitinguri la Chișinău pentru cauza, pentru a se elibera de sub ocupația asta, că ocupația, am zis tot timpul, în 28 iunie 40 a fost reocupată de ca atare Moldova. Și, mă rog, asta nu le-a plăcut, au făcut din noi un scenariu, după scenariul lor, am fost un grup terorist care m-a activat acolo, cu toate că noi n-am participat la acțiuni militare în Transnistria. Dar ce ați făcut? Cum ați ieșit în stradă? Am ieșit în stradă, ieșeam de fiecare dată în stradă, când ei făceau acolo, stăteau pe calea ferată, chestii. Noi ieșeam cu alte cerințe ale noastre, că, mă rog, adică eram contra celor ce făceau ei pe atunci, că ei erau pentru, mai ales acolo la terasă, erau pentru să se aibă sub control. Da, să se aibă toată Moldova sub control și împreună cu Transnistria, împreună cu și-au făcut, mă rog, chestiile lor. Și pentru asta, că eram și cum făceam parte din Frontul Popular atunci, și veneam la mitinguri de la Chișinău și când făceau ei mitinguri acolo la Tiraspol, participam și noi ca o opoziție. Adică și ei sau la un moment dat au... Și de dumneavoastră, în momentul ăla, ce vreați? Vreați dreptul pentru români? Dreptul pentru români, mă rog, ce se cerea la Chișinău, ceream și noi la Tiraspol, că acolo, bine, la Chișinău se mai vorbea română, se mai vorbea, dar la Tiraspol, mă, erau niște insulițe așa, era institut pedagogic, pe unde mai erau la facultăți, erau grupe de studenți care vorbeau română, care se pregăteau română, dar peste tot era limba rusă, adică la ea acasă și
pentru asta, că de fapt pentru asta noi am militat acolo mai mult, pentru limbă, pentru alfabet, pentru, adică, nu, vă pentru niște drepturi normale, niște mai ales că era o deschidere, da. Vă vreați democrație, că de fapt toată Europa de Est. Da, așa, așa era. Și pentru asta ei la un moment dat au hotărât că n-au nevoie de o opoziție acolo. Am fost închiși, adică pentru asta. Erați dușmanul poporului, cum ar veni. Da, mai târziu am devenit dușmanii poporului, atunci eram așa ca, adică, făceam primii pași, adică s-au mai fost evenimentele de la Dubăsari mai întâi și da. Noi am fost arestați în iunie abia, dar au fost evenimentele din 1 martie din la Dubăsari, care au ocupat cu postul de poliție, au fost și acolo câteva jertfe, au fost și pe urmă ne-au închis pe noi. Și în momentul respectiv, dumneavoastră, ce făceați, ce lucrați sau care era meseria dumneavoastră? Ce... Păi, iată, eu eram, eu lucram la Strung, la o uzină, fosta uzină, Chiro, adică și poate și actuală, nu mai știu, că n-am legături, fiind persoane non-grata, noi fiind persoane non-grata acolo, doar așa, din publicație, din presă, de nu știm ce se mai întâmplă acolo. Înțeles. Și eu lucram muncitor acolo. Tudor, de pildă, lucra la o combinată de țesături din Tiraspol. Andrei era șofer pe autocar. Înțeles, erau de diferite categorii sociale, nu contează. Nu vă contează, erau toate categorii sociale, dar singur era elementul comun al noastră, că erați români și cereați drepturi pentru români. Nici măcar nu activam într-o singură organizare, toți ca atare în oraș, adică eram diferiți. Ilie era și el la Institutul de Cercetări acolo ceva, Înțeles. Mă rog, era fiecare, aveam ocupația. Da. Care a fost experiența dumneavoastră, domnul Pova? Ce s-a întâmplat atunci? Cum ați ajuns să fiți arestat? De ce? Care a fost motivul? Motivul eu n-am știut, așa și n-am știut nici pe n-amuri. Nu, ne-au învinuit de terorism. Asta a fost motivul lor, ca să fim arestați. Da, eu eram la odihnă în Sevastopol și am venit și în noapte și așa am fost arestat. Noi am fost arestați în 2 iunie, cu eu, Ilie Lașcu și Andrei Ivanțoc, pe Tudor l-au arestat în 4 iunie, peste 2 iunie. De ce? Este absurd. Nu ați participat la meeting-uri și la asta? Nu, eu n-am participat la meeting-uri, eu nici nu știam pe dânsul. A, nu știați. Am ajuns acolo, tot cu dânsul. Dar nu mi s-a dat explicații, de ce? Deodată nu, deodată am fost arestați. Nu, ni s-a dat careva explicație că suntem celula Frontului Popular și chestii, dar au mai luat și de rezervă. Deci dumneavoastră nu erați membru al Frontului Popular? Nu, dumneavoastră erați... Chiar nu, noi s-a fost, aveau să fie alții. Când arestat pe noi, arestat mulți. Da? Nu fost un motiv. Deci oameni tot am fost. Și mai fost eliberat și au rămas noi, da. Da, au fost arestați foarte mulți, cu noi și înaintea noastră și după noi, dar ne-au cernut așa ca prinsit și au lăsat membrii Frontului Popular și au mai lăsat vreo câțiva de rezervă, ca să aibă de unde, dacă... Dar au fost împotriva lor. Da. Și dumneavoastră erați împotriva lor. Împotriva lor, da. Am înțeles. Deci, simplu fapt că erați români. Ei de multe ori au spus Sărășul Alexandru, ei mai bine ne împușcau atunci. Da, ei nu au crezut că să margă judecata după scenariul lor, cum au vrut ei. Că noi poate să mergi, noi împotriva, poate nu mai rămas aici. Păi ne-au zis că dacă mai bine vă lichidam și acum făceați și 7 zile și 40 de zile, și, adică rudele voastre și nu ne mai aminteam de voi. Deci vreau să vă împuște fără judecate, fără nimic. Da, au avut ei un
mă rog, era regizat, că, adică, iată, să dea vină pe Frontul Popular, să dea vină cineva, că teroriști, adică nouă ne incriminau acolo, că am adus în Tiraspol, erau toate drumurile, ți închipui, toate drumurile blocate cu blocuri de beton, cu chestii, erau peste tot posturi și nouă ne incriminau că am adus niște bombe avia de câte 400 de kilograme, le-am dus în Tiraspol, vroiam să aruncăm Casa Sovietilor în aer, chestii de astea. Da, da, da. Stupide. Da, stupide, așa, cu sutica cu ața albă, cum au zis că atare o iau puțin înainte, adică când a fost ședințele astea de judecate, ei ne-au dat din oficiu avocați de-ai lor. Da, de-ai lor. Și avocații lor, până la urmă, în ultima zi, au zis că trebuie eliberați din sală. Și adică... Da. Deci avocații te-au plecat să plece din sală ca să dea sentința. Da, au zis că avocații noi trebuim eliberați, că nu avem nicio vină și totul, n-am mai chestia asta, n-a contat. Și, și erau avocații lor. Erau avocații între ei. Asta, dar totul făcea parte dintr-un scenariu. Păi făcea parte dintr-un scenariu, dar până la urmă ei erau niște oameni care au judecat drept, adică avocații. Da, că n-avem nicio vină, că nu, toate chestiile astea cum, adică trebuie cumva să motivezi cum ai ajuns tu cu bomba aia de 400 de kilograme în centrul Tiraspolului, pe timp de... Adică erau toate cu sute cu ața albă și nu țineau la... Asta le-au zis și... Dar nu a avut asta niciun pentru ei, mă rog, era știut din timp, adică cât trebuie să ne dea, ce termen pentru fiecare, una alta, nu. Deci scopul lor a fost, cu alte cuvinte, să scoată total elementul românesc din asta Transnistria, să facă o țară pură din punct de vedere etnic, să fie numai ruși. Să învenuiască Moldova că a organizat terorism pe teritoriile la... Era considerat că turcunoasa a fost racolați, de fapt, de cei din Republica Moldova ca să organizați terorism împotriva. Da. Ei au organizat Moldova. Noi fiind născuți toți pe malul ăsta, între Pult și Nistru, ei așa au socotit de cuvinți că ăștia sunt racolați, trimiși în Tiraspol ca să facă. Ei și-au declarat independența doar înaintea Moldovei. Și adică noi am fost trimiși ca să le stricăm la flamă. Terorism, chestii. Și ce s-a întâmplat în pușcărie? S-au portat foarte urât? Au existat bătăi și alte lucruri de-astea? Nu știu chestia asta, dar cât am fost sub anchete, a fost mai drastic, a fost mai rău decât când am nimerit la pușcărie. Am înțeles. La pușcărie stăteam cu ăștia de drept comun, cu... Adică amestecați, ei nu aveau treabă cu noi cu ei, adică nu prea nu se implicau în chestiile noastre. Politice. Doar că veneau ăștia de la ministerul, așa numitul Ministerul Securității lor Transnistrene, venea ăsta Antifeiu, și tot ne propunea că, iată, dacă semnați aia, mâine sunteți acasă. Adică dacă recunoașteți că ați făcut ceea ce au scris ei acolo. Da, și era de râsul găinilor, adică să semnezi că ai făcut și a doua zi ori trebuiau să fluture peste tot, că iată, au recunoscut, ce mai doriți. Exact, și atunci chiar vă executau atunci. Da, puteau și ne execute. Da, să vă spune, da. Trei sau tentative din astea, că au venit ăsta Antifeiu Șefțov ăsta și ne propunea chestii din astea. No, dar acolo în pușcărie era mai lejer decât, cum am zis, decât în secțiile astea, că ne mutau în oraș. Ba de la Ministerul de Interne al lor, acolo unde stăteam, ba la statul major al Armatei 14, adică făceau niște chestii din astea. Că se temeau să nu fim eliberați, armați și așa, dar nu cred că se făceau careva tentative aici să ne elibereze. Da, cum au fost așa aici? Totuși, cum v-au eliberat? Că ați fost totuși condamnat la moarte? Păi Ilie a fost condamnat la moarte. Doar Ilie și devenind senator. După 9 ani, devenit senator, știu că era pe timpul lui Geoană. Geoană era ministru de externe. Geoană știu că a stat atunci vreo 3 zile la Moscova.
s-a înțeles el cumva acolo cu un senator din România, stă în pușcărie, chestii, și l-au eliberat pe Ilie, am crezut că și noi o să fim eliberat, dar noi am mers până la care și cât am avut termenul, adică n-am... Da, da, da. Eu am 12 ani, băieții au avut câte 15. 15, da? A, și da. A stat 15 ani. 15 ani. Da, 9 ani a stat Ilie, pe urmă, adică eu am ieșit după el, după 12 ani. Și după 15 au ieșit băieții. Am înțeles. Nu a fost nimic că am ieșit înainte de termen sau ceva. Da, de asta am zis că nu mai erau tentative și aici la Chișinău să ne elibereze cumva, nu mai... Am înțeles. Ați fost uitați, de fapt. Ei, ne, vorbe au fost. Au fost. În coleac. Mai puțin răbdare. Mai așteptați puțin, mai așteptați puțin. Era liniște, vreo 2-3 luni zile. Soțele noastre. Scrie o cere, ori da. Spune și gata, iarăși, o trebuie să tacă. Da, da, da. Și aveam să fim eliberați, da, da. Să-ți deam gata, nu-ți primește. Dar și-au fost presiunea la adresa familiilor? Păi, familiei la început au fost, că acolo, ele la Chișinău. Doar toți trăiam acolo, în teras, mă. Da, am înțeles. Da, de-am venit în Chișinău, de-am așa. Da, 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 am înțeles. Acolo le-au ca... dușmanii poporul, adică le-au 24 de ore. Da. Și stat aici într-un hotel, chestii una. Da, da, da. Dar au luat legătura cu dumneavoastră în pușcării organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului? Au fost cumva de reprezentanți ai universității? Nu prea aveau acces, adică eu așa am înțeles că nu prea aveau acces, nu li dădeau drumul. Vineau până acolo, vineau și din România, vineau și din... Dar nu prea aveau acces. De acum când s-a început chestia asta cu... Când s-a înaintat la Strasburg cererea noastră cu asta când avocații s-au ocupat, da, da, atunci da, a fost o ședință de judecat din asta, au venit de acolo, din Belgia, din tot. Dar până atunci nu prea aveau acces, adică nu am avut așa întrevederi cu mine. Am înțeles. Ilie a avut o întrevedere, a venit ăsta Deacov de la Chișinău, unul din parlamentari de la Chișinău l-au vizitat. Da, în rest. Și la mine a fost Mihai Ghimpu. Mihai Ghimpu, da, da, da. În rest, nu am avut așa nimic cu nimeni. Adică, deci a fost uitat acolo, da. Bine, făceau niște organizații din astea, ca în Amnesty International, că făceau niște chestii, dar le făceau așa, prin presă, prin... Da, așa n-am avut cu ei întrevedere. Da. Dar gardienii au făcut presiunea destul de dumneavoastră, ați avut probleme cu ei? Dacă primeau ordin, făceau presiune, dacă nu erau și ei, mă rog. Da, am înțeles. Dacă primeau ordin, dacă venea Șefțov și nu ne puteam dupleca ca să semnăm ceva, și atunci ei, gardienii, primeau ordin ca să ne mai presez. Da, mai, am înțeles. Chestii, dar dacă mai trecea puțin timp și mă rog. Da, 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 da. Am înțeles, a fost tratat ca niște pușcării de drept comun. Era puțin mai, cum să zic, ăștia de drept comun, bine, nouă ne propuneau, poate, adică poate ne vine mintea la cap. Da, da, am înțeles. Mai ieșim încolo, încolo. Da, da. Încercau o reeducare, ca să zic așa, da, 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 reeducare, da. Nu, aia că ți-am zis că nu eram, n-aveam nimic comun cu ei, adică da, așa, ne vedeam, dar nu s-au băgat în chestiile noastre. Chiar am avut niște din ăștia de drept comun mai care au zis că nu e anul 37, cum era prin Uniunea Sovietică, adică, mă rog, noi aveam chestiile noastre, viețele voastre. Și noi la fel am zis-o tot așa, voi cu ale voastre, noi da, cu ale da, noastre. Da. Și nu ne-am, adică am mers așa paralel, n-am avut cu ei. Cu administrația, cum am zis, dacă venea, dacă le ziceau ăștia de sus, ne mai apese, ne mai apăsau. Da, am înțeles. Da. Erau cazuri când veneau soțiile și nu le dădeau voie să intre la noi, adică să avem întrevedere, adică odată la 3 luni, cum era după statutul lor acolo, odată la 3 luni trebuia să avem întrevedere și uneori ele veneau, știau că și nu le dădeau voie, veneau cu alimente, da, cu chestii, că... Închipuiți că nu ne hrăneau de la restaurant. Da. Și veneau cu alimente, de unde găseau și ele să ia alimente, să... Și ne întorceau înapoi, veneau cu alimentele. Înapoi, da. Și
Și atunci mai scriau scrisoare la ăștia de aici, de la Chișinău, și ăștia le numeau tot pe ele, că dacă mai tăceați puțin, dacă se rezolva, da, așa... A, da, 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 vină pe... Pe familie, pe familie, da, erau rele. Da, da, da. Și tot, păcate, tot din astea, adică și-a durat tot, tot termenul ăsta. Dar s-au scăpat cu vorba de mai multe ori și au zis că dacă ne lichidau, adică... Le părea rău, cu alte cuvinte. Le părea rău că scăpau de obelea, au zis că... Adică... Da, erau, erau presiuni prea, prea mari. Prea mari și la adresarele da, lor și ce... Da, chestia asta s-a răspândit da. Cu noi și atunci nu mă puteau face nimic, adică... Știu, dar nu... De ce nu v-au eliberat? Nici măcar eliberați cu condiționat, mă rog, cum se mai întâmplă acum? Mă rog, îți dă nu știu câți ani, dar după... După două, treimi din... Nu, deci posibil, ei s-au ținut foarte strict. Eu, de pildă, când a decedat tatăl, că eu eram acolo, nu știu, cred, când a decedat tatăl, chiar șeful închisorii m-a chemat și mi-a zis chestia asta. Și a zis, dacă era din... Adică dacă hotăra el chestia asta, el îmi dădea voie să merg la mormântare. De putere uman. Eu, da, te cunosc, te cunosc și aveai să te întorci. Chiar mă întorceam, dacă, adică nu-i făceam omul rău, știi? Da. Dar zice, n-am, nu, că eu mâine sunt în celălalt, astăzi îți dau adică nu e, avea ordine. Da, da, avea ordine, pur și simplu să, da, să, da. Să nu vă lasă. Am înțeles. Ei, acolo, ce vreau eu, scrim cereri de grațiere, că lui Garbuz eu am voie, eu am drum acasă. Că au fost tot regis acolo cu dânșii împreună. Și ați văzut că lui Garbuz eu am drum acasă. Scrieți și voi. Da, am înțeles. Să recunoaștem tot. Da, și d-am zis acasă, da. Și, da, e clar că nu avem să ajungem acasă. Da, 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 am înțeles. Am zis că ești terorist, cum să ajungi acasă? Da, 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 să scrim asta. Păi, ei motivau tărurile. Sunt îmbrăși. Scrieți cei de grațiere. Da, cei de grațiere. Tot e asta. Să pe Moldova să mă vinuiască și noi să rămânem vinoveți. Am înțeles. Deci ei mi-e mergeau pe această chestie. Într-un fel șantaj. Da, da. Îți dau drumul numai dacă recunoști vina. Recunoști, dar dacă recunoști, da, dar ești terorist, exact, te învinoțeai. Și cine știe, poate mai avea loc și încă un proces în care mai avut odată pe eu și l-am întrebat, zic, dar garantați chestia asta că nu-i dați? Și a zis ceva, adică înțeles că nu îți mai garantează nimic, care e problema. Da. Și atunci făceau, da, atunci făceau tatam, uite, teroriști, da. Așa și atunci aveau motiv să vă execute, da. Doamne ferește, da. Aveau să zic încă sunt și obraze și cer să le dăm drumul. Da. Asta. Un episod foarte urât, din păcate, din istoria noastră a românilor. Nu vezi, a tuturor românilor. Ce se întâmplă cu în Ucraina, adică e negru și el zice că e alb și gata, adică nu noi, nu. Ucrainenii singuri bombardează orașele lor, le dărâme, le chestii. Așa poți da și atunci, păi și atunci, da, exact la fel. Exact. Același scenariu, ca ghebist. Da, nu le dovedești nimic, adică. Da. Asta, da, un scenariu foarte urât. Stăteam și urmăream pe Lavrov, ăsta, pe ministrul de exterior. Zic, păi, el are, omul ăsta are o logică. Când a zis el aici, când a zis în noi, trebuie să-i apărăm pe aia din Transnistria și din Găgăuzia, că se poată vorbi limba rusă, chestii. Zic, și care e logica? Și la Chișinău e tot o regulă, adică nu sunt asupriți. Adică în Transnistria sunt asupriți rușii și în Găgăuzia, dar la Chișinău nu. Da, care e logica? Să-i aperi pe aia? Păi da, dar ce să-i aperi? Pentru că oricum aici, cine vrea să vorbească românește, vorbește românește, vrea să vorbească rusește, vorbește rusește. Că văd că peste tot sunt reclame limba rusă, deci eu nu văd niciun fel. O presiune asupra. Acolo e o singură limbă Transnistria, da. Adică sunt trei de stat declarate, dar evident nu mai vorbește nimeni nici în ucrainean, nici în română. Și acolo, adică ei sunt asupriți. Aici nu-s declarate mai multe limbi, e limba română. Dar se vorbește limbi, școli, au chestii, au universități, au tot ce le trebuie, nu? Da. Înseamnă că aici, așa e logica lui Lavrov, că aici e tot în regulă, în Chișinău. Dar trebuie să-i apere pe aia. Da. Face parte din propaganda rusească care a funcționat din totdeauna, indiferent dacă au fost sovietici, dacă au fost ruși, dacă au fost țariști, dacă funcționează. Eu m-am speriat cât de țari Putin în România.
Aha. Da? Bine, la noi aici, bine, noi am fost sub copita lor, sub tot. Da. Câți adepți au ei în România și cu războiul ăsta și cu chestii și cu... Adică, Dumneavoastră simțiți foarte bine, știți foarte bine ce înseamnă cizma rusească aici. Da. Și în continuare, și în continuare simțiți acest lucru. Și în continuare, noi, adică, că dacă nu era, eu îi detest pe ăștia din România, care e bine și la noi sunt mulțime, dar de ăștia din România care au luat partea lui Putin, adică în războiul ăsta. Că iată așa, că Zelenski e vinovat, că e chestie, că una alta. Păi, că dacă nu era asta, nu opunea rezistența asta Ucraina, la noi capitala de mult era la Tiraspol. Înțeles. Că deci ei să facă joncțiunea asta cu, dacă nu opunea Ucraina în rezistență, ei vreau să facă joncțiunea asta cu... Da. Și Republica Moldova era ocupată, fără nicio problemă. Da, e așa, cu e o ocupă în 30 de minute, dacă care. Deci considerați că Ucraina este ca un fel de paravan. Eu cred, mă rog, poate e subiectivă opinia mea, dar eu așa cred că ei ne apără și pe noi, că vezi cum zboară rachetele pe deasupra Moldovei, cu ce să le dăm jos, cu praștia, cu ce să le dăm. Da, așa este, dar nu aveți putere, din păcate. Noi, utre, noi, chestii, adică niște prostii care... Da, de fapt. Adevărul că, de exemplu, pentru România, în momentul ăsta avem acest paravan al NATO, dar Republica Moldova pare să fie anima lui. Din cauza acestui statut de neutralitate pe care și-l-a asumat și care, de fapt, este o consecință a propagandei rusești. Neutralitate, dar să fiți cu noi, cum ar veni. Fiți neutri, dar... Mai dau și eu uneori părerea, adică eu nu zic că sunt un politic, cu toate că în Wikipedia, acolo că e politician, chestii, un alta, eu am fost deținut pe motive politice, dar nu sunt un politic. Dar mai dau și eu părerea uneori și văd că și care sunt acolo, nu îi mai am chiar tare la inimă, cu toate că i-am votat, că tot timpul noi aici am votat rău mai mic. Da, rău cel mai mic. Și i-am votat și pe aștia, dar văd că nu prea tinde spre reunire, eu am zis că eu nu o să apuc, la vârsta mea eu nu o să apuc reunirea, nu știu, mi-aș dori eu, dar și mi-a doresc și mi-am dorit, dar nu o să o apuc. Da, este această variantă de reuniere în cadrul Uniunii Europene. Să vedem cât se poate, mai ales în condiții. Noi nu ajungem de grabă în Uniunea Europeană. Nu ajungem acolo de grabă. Asta este, așa se vorbește, da, știm foarte bine că sunt condiții destul de drastice, oricum sunt probleme foarte mari și în Europeană, nici măcar europenii nu știu acum ce să facă și cum stau la poartă Turcii de câți ani, da. Așa o să stăm și noi tot, o să mergem, o să stăm în noroi asta aici. Și condițiile astea, singura salvare vine din partea României. Păi asta, dacă la noi toți luptăm așa de pe ei, că sunt moldoveni, ce să-i faci? Eu am mai avut cazurile astea, că le mai zic, mai citiți, mai deschideți o carte, nu o să vă facă rău, nu mai vedeți istoria, nu citiți pe al lui State, citiți istoria care e adevărată, una alta, dați-vă seama de unde veniți, ce vorbiți, ce limbă vorbiți, ce cântici, ce cântați și așa mai departe. Nu că ei sunt moldoveni și zic, până la urmă ce să le zic, tot români sunteți, dar români proști. Ce să mai zici? Sunt român, dar nu-și dau seama că sunt român. Cam așa îmi sună. Da, asta este. Știți cum e vorba aia? Prostul pune așa, da, dar e de-al nostru. E prost, dar e de-al nostru. Nu, că și la noi la fel este. Deci și la noi în România. Dar trebuie într-un fel sau altul să ne implicăm, să renaștem acest spirit Republica Moldova, pentru că suntem toți aceeași limbă, nu vorbim acum, de exemplu, eu vorbesc cu dumneavoastră în limba română, nu trebuie să... Nu am un translator ca să ne vorbească limba moldovenească sau să vină cineva și, mă rog... Da, dar ei nu-și dau seama de regionism, de chestii din astea, că aici se zice scândură, acolo se zice cherestea, chestii, dar pentru ei e limba moldovenească. Da, e într-adevăr, eu știi, vroiam să le dau dreptate într-un timp. Că, într-adevăr, este limba română și atât. Limba moldovenească e asta cu rusism, adică cu atfiortcă în loc de șorubelniț, cu astanovcă la troleibus, cu două pirojoace, adică patieuri, chestii. Da. Probabil că asta e limba moldovenească.
Este un amestec, da, în limba românească, un amestec dintre română și rusă, nu, cam așa. Nu, că pe cât eu m-am aflat, de câte ori m-am aflat în țară, da, mă rog, poate unii mai trebuie să se rază englezism, franțuzism, chestii, dar nu într-atât de mult ca aici rusism. Înțeles. Da. Vă mulțumesc foarte mult că a fost prezent la această emisiune. Am aflat niște lucruri inedite. Sper că și telespectatorii noștri au aflat lucruri foarte interesante din partea invitaților noștri. Vă mulțumesc încă o dată că